Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare care ați ales în această zi să veniți în casa Domnului la închinare. Aș vrea înainte de toate să anunț copiii, dacă mai sunt copii și doresc să meargă la grupe, pot să coboare la grupe. Noi toți ceilalți vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să ne deschidem inima și glasurile noastre și să le înălțăm înspre Domnul și Dumnezeul nostru, care poate și în dimineața aceasta să se atingă de inimile noastre și de sufletele noastre, să ne asculte închinarea pe care dorim să o aducem, să ne asculte rugăciunea și Domnul să lucreze în adunare și în această dimineață și să ne cerceteze inimile. Slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Tată, te iubesc, te ador și te slăvesc. Fii glorificat în veci de veci. Să lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în mijlocul nostru. A Lui să fie toată slava în veci, a Dumnezeului și Domnului nostru, glorie Lui. Să cântăm cântarea aceasta cu toată inima și să-L binecuvântăm pe Tatăl nostru, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. Tată, te iubesc, te ador și te slăvesc. Fii glorificat în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat, fii glorificat în veci de veci. Iisus, te iubesc, te ador și te slăbesc. Fii glorificat în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat, fii glorificat în veci de veci. Tu, Sfinte, iubesc, te ador și te slăvesc. Fii glorificat în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat, fii glorificat în veci de veci. Fii glorificat. Fii glorificat, fii glorificat, fii glorificat în veci de veci. Primele 9 versete din Psalmul 34, aș vrea să le citesc și să ne gândim la ceea ce psalmistul David transmitea când stătea în fața lui Abimelec. Psalmul 34, primele 9 versete. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-ai izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să cântăm acum o cântare de laudă. Te lăudăm pe Tine, Domnul nostru mare. Te lăudăm pe Tine, Dumnezeu prea sfânt.
Domnul este acela care primește lauda și în dimineața aceasta, atunci când copiii lui se adună. Domnul spune că se coboară în mijlocul laudelor copiilor lui. Domnul să se coboare în inima fiecăruia și în dimineața aceasta și să lucreze El în inima fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie El! Amin. Reamintesc tinerilor în timpul cântării și în general fără să mai anunț, veniți în față aici, pentru voi. Și nu mă face să tot repet lucrul acesta. Toți tinerii și de la balcon, vă rog să coborâți aici în partea din față. Haideți să cântăm cântarea aceasta și apoi, după cântare, ne vom pleca cu toții capetele și într-o rugăciune de laudă îl vom binecuvânta pe Domnul. Domnul să primească laudele noastre și în această dimineață. Amin. Te lăudăm pe
Slăvit să fie Domnul! Aș vrea așa cum stăm să rostim cu toții versetul 4 și versetul 3 și versetul 4 din psalmul pe care l-am citit. 34, psalmul 34, versetul 3 și versetul 4. Haideți să rostim cu toții aceste două versete. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ne-a izbăvit Domnul din toate temerile noastre, slăvit să-i fie numele. Și cei ce caută fața lui Dumnezeu n-au de ce să se teamă. N-au de ce să se teamă. Poate veni orice și pot veni peste noi orice situație. Atunci când Domnul este lângă noi, nu ne temem. Și nu trebuie să ne temem, pentru că situația este sub controlul lui Dumnezeu. Lăudat să-i fie numele. Psalmistul, cred că exclama din toată ființa lui și credea lucrurile acestea. Am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Și m-a izbăvit din toate temerile mele. Domnul să răspundă fiecăruia și în această dimineață. Trebuie să mergem întăriți din locul acesta, că Domnul ne-a răspuns și s-a apropiat de noi și ne-a ascultat rugăciunea. Și când simțim că Domnul este de partea noastră și ne ascultă rugăciunea, dispare orice teamă. Poate ai o teamă că te vei îmbolnăvi, sau poate ai o teamă de moarte, sau sunt tot felul de temeri. Dacă Domnul îți răspunde la rugăciune, primește o putere care întrece orice temere. Și vreau ca Domnul să binecuvinteze sufletele noastre cu o astfel de încredere și de nădejde în această dimineață. Să nu ne temem de nimic, să stăm aproape de Domnul și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Haideți să mai cântăm o cântare. E o stâncă ce de veacuri stă în valuri ca un far. Ia adăpost oricărui suflet care-i dus de-al vieții val. Să cântăm cântarea aceasta. Și după cântare, fratele Valentin ne va da următorul îndemn la rugăciune. E o stâncă ce i-a dus și eu am de jurul meu.
Preamărit să fie Domnul! De multe ori ne punem întrebări în viață, tot felul de întrebări, și de cele mai multe ori nu găsim răspunsuri sau găsim, dar răspunsurile pe care le găsim sunt răspunsuri pe care ni le dăm din mintea noastră. Și aș vrea în această dimineață să ne gândim puțin ce este viața, care e rolul vieții, de ce suntem în viață, de ce ne-a dat Dumnezeu viață și suntem pe acest pământ, de ce trebuie să trăim, de ce trebuie să mergem la muncă, de ce trebuie să facem toate lucrurile care le facem. Pentru că am văzut de multe ori în viața mea că parcă a fost monotonie. M-am tot gândit, mă trezesc dimineața, mă duc la servici, mă duc acasă și parcă aceleași lucruri și monotonie, monotonie, monotonie. Și parcă era totul la fel. Însă am descoperit câteva lucruri din Scriptură care dau sens vieții și care schimbă viața și aș vrea în această dimineață să privim la ele. Și dacă avem vreo gândire despre viață, după cum am auzit de la alții sau ne-am gândit noi că așa ar fi viața, ar vrea să ne o schimbăm și să ne îndreptăm privirile spre Scriptură, amin? Pentru că aici este adevărul despre viață, aici este adevărul despre Dumnezeu, aici este adevărul despre veșnicie și aici este adevărul despre viața fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu, din acest cuvânt al Lui, are răspuns pentru fiecare întrebare. Și în această dimineață, El să ne dea răspuns. Amin. Ar vrea să citesc din Luca, capitolul 12, versetul 23. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Amin. Aceste cuvinte sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune că viața este mai mult decât hrana și este mai mult decât îmbrăcămintea. Adică noi mergem, muncim ca să avem hrană, să avem cu ce să ne îmbrăcăm, să avem unde să locuim, să întreținem lucrurile pe care Dumnezeu ne-a dat să le administrăm, însă viața este mai mult decât aceasta. Adică nu înseamnă că nu trebuie să nu le facem, trebuie să le facem, dar viața e mai mult decât asta. Și mai departe spune Domnul Iisus Hristos, ca să privim în jurul nostru la lucrurile care sunt și să privim, spune, la păsări, să privim la tot ce este și să vedem că Dumnezeu le controlează toate și dacă apare cumva vreo îngrijorare în viața noastră cu privire la vreun lucru, ne pune o întrebare, spune că dacă te îngrijorezi, poți să adaugi ceva la viața ta? Poți să rezolvi ceva îngrijorându-te? Și răspunsul e clar. Care e răspunsul? Nu. Acesta este răspunsul. Nu poți. Nu poți. Bineînțeles, nu vreau să înțelegem greșit că nu trebuie să fim responsabili de viața noastră, de viața copiilor pe care Dumnezeu vi-a dăruit, de viața lucrurilor pe care le avem. Suntem responsabili. Însă nu ăsta e centru, nu asta e prioritatea. Și aș vrea să vă spun că viața e mai mult atunci când înțelegi că relația cu Dumnezeu face ca viața să nu mai fie monotonă, face ca viața să fie o viață în care îți găsești sens, în care știi de ce ești pe acest pământ. Relația cu Dumnezeu, acea relație bazată pe credință în El, credincioșie, să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, această relație aduce binecuvântare peste viață și schimbă sensul vieții și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Însă nu vreau să vorbesc despre aceasta în această dimineață, ci aș vrea să ne rugăm, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt, pentru că aceasta schimbă total viața. Când ești umplut cu Duhul lui Dumnezeu, când ai puterea lui Dumnezeu în viața ta, aceasta schimbă viața. Știți de ce? Pentru că atunci când vine Duhul lui Dumnezeu în viața ta, Duhul lui Dumnezeu face o lucrare minunată și în primul rând îți arată păcatul. În primul rând, Duhul lui Dumnezeu vine și revelează în viața omului lucrurile privitoare pentru veșnicie. Pentru că în cer, acolo unde se spune că e verdeață, nu e verdeață, acolo în cer nu va intra nimic spurcat și întinat, ci în cer va intra toți aceia care au fost spălați și curățiți în sângele Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt când vine în viața omului, care devine atât de monotonă câteodată, arată păcatul. Și Duhul Sfânt descoperă păcatul. Și Duhul Sfânt reglează lucrurile privitoare la viața, la relația împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să avem parte de această descoperire a Duhului Sfânt în viața noastră. Să ne arată păcatul. Să ne ajute să ne schimbăm caracterul. Să formeze în noi chipul Domnului Iisus Hristos. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Te schimbă dintr-un păcătos, dintr-un om cu gândurile întotdeauna îndreptate spre păcat, cu gândurile întotdeauna îndreptate spre răzbunare când cineva îți face ceva,
Duhul Sfânt îți schimbă gândirea și te învață să fii ca și Domnul Iisus Hristos. Și spune că cine crede în El, ce trebuie să facă? Să trăiască cum a trăit El. Dar poate cineva? Dacă poate cineva să ridice o mână sus? Nu poate nimeni. Dar când vine Duhul Sfânt în viața omului, acolo e Dumnezeu prezent. Și Duhul Sfânt îți dă putere. Și pentru puterea aceasta vrea să ne rugăm: Doamne, dă-ne puterea Ta, chipul Tău să se sădească în noi, în caracterul nostru, în trăirea noastră, în umblarea noastră. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și aș vrea să vă spun, nu știu cum stăm cu viața de rugăciune, dar știu că urmează o săptămână de rugăciune pentru noi. Aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt ne ajută în rugăciune. El mijlocește cu suspine negrăite pentru noi, căci El cunoaște care este voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt ne descoperă lucrurile lui Dumnezeu. Și când venim la închinare și când Duhul Sfânt îi e în noi, ne învață cum să ne rugăm și pentru ce să ne rugăm. Urmează săptămână de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să fim activi la această săptămână de rugăciune. Dar știți cum e? Când ceva e monoton, să vin să stau o oră pe genunchi, mi se pare greu. Dar când vine Duhul Sfânt și schimbă gândirea și schimbă mentalitatea și spune pentru ce să te rogi și îți dă cuvinte cum să te rogi, atunci nu e mai monoton. Dumnezeu să ne dea Duhul Său cel Sfânt. Amin? Și nu în ultimul rând, Duhul Sfânt, spune Scriptura, că confirmă înfierea. Duhul Sfânt, spune, ne face să strigăm Ava, adică Tată. Asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru ce adeverește? Că suntem copiii ai lui Dumnezeu, slavă Lui. Asta face Duhul Sfânt. Dacă n-ai adeverirea asta în inimă, e clar, e monoton totul, nu-i nădejde, nu-i viață. Dar când e Duhul Sfânt, când îți confirmă că ești copil al lui Dumnezeu, atunci viața se schimbă. Mi-amintesc că fratele Joldi spunea odată că atunci când lucrurile nu sunt în regulă în viață, când te pui la rugăciune, deja nu mai începi cu Tată, ajută-mă, ci începi: Dumnezeule, ai milă de mine. Dar când e Duhul Sfânt acolo și confirmă toate aceste lucruri, poți să spui cu deplină încredere: Tată, ajută-mă, Tată, vină în ajutorul meu. Pentru că asta face Duhul Sfânt. Și pentru asta vreau să ne rugăm: Doamne, ajută-ne să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt și să vedem viața așa cum o vezi Tu. Amin? Haideți să ne ridicăm la rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin.
Amin. Vă invit să ocupați locurile. Într-o împrejurare, Domnul nostru Iisus Hristos, în timp ce mergea cu ucenicii înspre Ierusalim, ne spune Evanghelistul Matei, în capitolul 20, că i-a luat deoparte pe ucenicii lui să le spună ceva important. Să le spună ceva foarte important. Și i-a luat deoparte și le-a spus așa, în Matei 20, 18 și 19, iată că ne suim la Ierusalim. Și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte. Și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Binecuvântat să fie Domnul. Poate că dacă se exprima în alt mod Iisus, înțelegeau mai bine ucenicii. Dacă le spunea, aveți grijă, eu, învățătorul vostru, voi fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor și ei mă vor osândi la moarte. Poate dacă se exprima în felul acesta, înțelegeau mai bine. N-au înțeles însă ucenicii. Au uitat iute cuvintele acestea deosebit de importante pe care Iisus dorea să le transmită ucenicilor. Atunci când a fost prins Iisus, și atunci când a pătimit, ucenicii au fugit care pe unde și au uitat aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus. Deosebit de important este și noi în această dimineață să înțelegem că Iisus Hristos este viu. El e viu și El privește chiar în momentele acestea spre adunare, spre noi. Vedeți, fiecare dintre noi va trebui într-o zi să murim. Nimeni nu poate ocoli ziua aceea. Și nu prea contează în ziua aceea dacă ai fost notar sau dacă ai fost inginer sau dacă ai fost un simplu om. Nu contează nici măcar dacă ai fost păstor. Nu prea contează în ziua aceea. În ziua aceea va conta ce va spune Hristos în dreptul nostru. Și dacă vom duce ceva de aici, de pe pământ, nu vom duce nici realizările noastre profesionale, nu vom duce nici realizările noastre materiale, nimic din ce am făcut aici, pe acest pământ, nu vom duce cu noi din lucrurile acestea pe care le-am făcut aici, pe pământ. Și mă refer la lucruri materiale și la poziția noastră socială pe care am avut-o aici. Nu va conta lucrul acesta. Singurul lucru care va conta este ce am făcut pentru Hristos și caracterul pe care ni l-am format aici pe pământ. Pentru că acesta îl vom duce cu noi în cer. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem bine că ziua aceea e o zi sigură, e cea mai sigură zi din viața unui om. Faptul că vom muri și vom trece de pe pământul acesta. E așa de important să ne gândim în ziua de astăzi cum trecem de aici și ce ducem cu noi. Ne vom înfățișa înaintea celui ce e viu, slăvit să-i fie numele. Și va trebui să stăm în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Mai încolo, Evanghelistul Matei vorbește despre ziua aceea. În Matei 25 spune așa, versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și eu și tu voi fi acolo. Vei fi acolo și tu și eu, toate neamurile pământului. Și va despărți pe unii cum desparte păstorul oile de capre. Nu-i greu pentru un păstor să despartă oile de capre, că se deosebesc foarte bine. Și oricare dintre noi am putea să deosebim o oaie de o capră. Cu atât mai mult Dumnezeu va ști și va putea să facă deosebirea aceasta între cei care l-au ales pe El în viața aceasta și au făcut voia Lui și pe cei care i-au întors spatele sau s-au prefăcut că-L urmează. Domnul să ne ierte și să ne dea înțelepciune. În ziua aceea, celor de la dreapta, adică oilor, le va spune așa,
Versetul 34. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Iar celorlalți de la stânga le va spune așa în 41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și ultimul verset din capitolul 25 spune: și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Nu trebuie să ne temem. Sau cu alte cuvinte, pentru cei ce nu l-au ales pe Hristos, să se teamă și să se teamă tare. Dar cei care l-au ales pe Hristos și îl urmează, n-au de ce să se teamă. Și Domnul să binecuvinteze inimile noastre, așa cum am spus de la început din psalmul pe care l-am citit, din 34. Cei ce-l caută pe Domnul nu au de ce să se teamă. Și Domnul să binecuvinteze inimile noastre, fiecăruia dintre noi, cu căutare, cu apropiere de Domnul. În ziua aceasta este o zi în care ne putem gândi la sfârșitul vieții noastre. Să ne gândim și să ne apropiem de Domnul și să-L alegem pe El. Aș vrea să cântăm o cântare și invit pe frați care sunt aici cu mine în față să se ridice și să cântăm cântarea aceasta: Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă. Aș vrea să o cântăm puțin diferit. Cântarea are 5 strofe. O să cântăm o strofă bărbații, o strofă femeile, apoi iarăși o strofă bărbații și iarăși o strofă femeile și apoi la sfârșit vom cânta împreună cu toții ultima strofă. Și Domnul să ne dea înțelepciune în timp ce cântăm, să ne gândim ce cântăm, să-L alegem pe Domnul, să-L alegem pe El. Nu știm ce ne rezervă ziua de mâine, nici măcar ceasurile care urmează în ziua de astăzi. Să ne apropiem de Domnul, să căutăm fața Lui, astfel încât glasul Lui binecuvântat să răsune în dreptul nostru în felul în care l-am citit în versetul 34. Veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Domnul să binecuvinteze fiecare, pe fiecare dintre noastră, cu alegere după voia Domnului. Cântăm cântarea aceasta și apoi fratele Ionuț ne va îndemna la următoarea rugăciune. Deci numai frații, la prima strofă și la a doua strofă numai surorile. Iisus. Yeah.
Să ne ajute Domnul să îl alegem pe El în fiecare zi și El să fie întotdeauna ținta noastră și să alegem să călcăm pe urmele pașilor Lui în fiecare zi a vieții noastre și știm că atunci, cu siguranță, într-o zi, vom auzi ceea ce fratele Neluț a citit din cuvântul lui Dumnezeu. Veniți binecuvântații Tatălui, de intrați în moștenirea care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Pe această alergare înspre împărăția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să dăm năvală. Pentru că este un timp, este o vreme în care fiecare dintre noi putem să luăm decizii. Dar va veni o vreme când nu o să mai putem să facem acest lucru. Și atunci vă da doar socoteală înaintea lui Dumnezeu. Citind Sfintele Scripturi, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat mai multe porunci ca și îndrumar pentru viața noastră ca să ajungem sus în împărăția Lui, ca să ne calificăm pentru a putea intra în împărăția Lui. Și una dintre poruncile pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o, o găsim scrisă în Cartea Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 12, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Glorie lui Dumnezeu! Este vorba despre o poruncă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o. Și atunci când discutăm și când studiem cuvântul lui Dumnezeu și vedem că este o poruncă, nu putem să facem rabat de la lucrul acesta. Este o poruncă și trebuie să o împlinim. Este cuvântul lui Dumnezeu și nu ne putem juca cu El. O împlinim, ne calificăm. Nu o împlinim, suntem descalificați. Avem în fața noastră viața și moartea. Atunci când Dumnezeu a pus înaintea poporului Israel două lucruri să le aleagă, pun înainte binecuvântarea și blestemul, viața și moartea, alege. În această dimineață Dumnezeu ne pune înainte dragostea. Vă poruncesc să aveți dragoste. Vreau, dragii mei, să vă spun în această dimineață că dragostea nu este doar un sentiment. Nu este doar atunci când, cum ne-am îndrăgostit prima dată, am simțit niște fluturași în stomac și ne luau căldurile când vedeam pe persoana iubită. Nu. Dragostea este mult mai mult decât atât. Și în Ioan găsim, spunem noi, versetul de aur: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Vedeți, dragii mei, iubirea, dragostea înseamnă acțiune. Dragostea înseamnă sacrificiu. Dragostea înseamnă dăruire. Nu poți să iubești și să stai indiferent. Nu poți să iubești și să nu bagi în seamă. Nu poți să iubești și să nu te sacrifici pentru o persoană. Suntem împreună la închinare și Dumnezeu ne poruncește să avem dragoste unii față de alții. Și atunci când este dragoste, nu este bârfă. Și atunci când este dragoste, nu este vorbire de rău, nu este pălăvrăgeală, ci atunci când este dragoste, este unitate. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Aș vrea să facem o rugăciune și să mergem înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, să spunem: Tată, Tu ne-ai iubit și ai dovedit-o prin faptul că
Ai dat tot ce ai avut mai scump pentru noi. Ajută-ne și pe noi în fiecare zi să putem să ne arătăm dragostea noastră față de frații noștri, față de prietenii noștri, față de cei din casa noastră. Pentru că așa lumea va ști că suntem copiii tăi. Nu este greu atunci când cineva te calcă, adică nu este ușor atunci când cineva te calcă pe bătătură. Tu să-i spui, te iubesc. Nu este ușor atunci când cineva te vorbește de rău. Tu să-i spui, te iubesc. Dar Domnul Iisus Hristos, atunci când toți îl scuipau și îl batjucoreau, a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și-a întins mâinile și pentru ei. Glorie Lui! Este extraordinar lucru să iubești. Nu este ușor, dar este ușor atunci când vine din Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Glorie Lui! Dumnezeu a găsit cu cale să ne învețe dragostea, să ne învețe că dragostea este mai mult decât un sentiment, este acțiune și ne îndeamnă la acțiune. Dumnezeu ne-a arătat cum se procedează lucrul, cum se face lucrul acesta, dăruindu-L pe Iisus Hristos. Și se pune întrebarea, ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facem noi? Și ce ne califică ca să avem dragoste? Dăruirea. Acțiunile noastre de zi cu zi dovedesc dacă iubim sau nu. De aceea, haide să ne ridicăm pe picioare și să rugăm pe Tatăl nostru ca prin Duhul Său cel Sfânt să toarne mai multă dragoste în inimile noastre, să putem să iubim pe frați, să putem să ne dăruim pentru frații noștri, să putem, Doamne, să ne dăruim pentru lucrarea Lui, să ne sacrificăm și toată energia noastră și tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să putem să o dăm pentru El. Vedeți, în lumea aceasta oamenii caută și agonisesc pentru ei. Pentru mine să am, să fiu, dar Dumnezeu ne spune, uită-te spre celălalt. De aceea, haide să ne îndreptăm ochii spre cei din jurul nostru în această dimineață și Dumnezeu să facă ca prin Duhul Său cel Sfânt să toarne dragoste în inimile noastre. Amin.
Amin. Înainte de a ocupa locurile, aș vrea să vă uitați și în stânga și în dreapta noastră și să binecuvântați și să oferiți o mână caldă celui care este aproape de voi. O să vă invit să ocupați locurile și sora Damaris are o cântare spre slava Domnului. O invit aici în față să cânte spre slava Lui Dumnezeu. O casă mică e lângă sat, Domnul veghează neîncetat. Această casă n-o pot uita, acolo șade mămica mea. Această casă n-o pot uita, acolo șade mămica mea. Rază de soare când tu răsari, primele raze mamei să-i dai. O luminează din zori în zori, sărută-i fruntea de mii de ori. O luminează din zori în zori, sărută-i fruntea de mii de ori. Privighetoare de vei zbura, oprește-o clipă la mama mea. Bate la geamul ei liniștit, să-i cânți un cântec cât mai iubit. Bate-i la geamul ei liniștit, să-i cânți un cântec cât mai iubit. Când noaptea-i neagră și este grea, de dor suspină mămica mea. Voi mii de astre să-i luminați și mamei mele somlin să-i dați. Voi mii de astre să-i luminați și mamei mele somlin să-i dați. Amurgul vieții vine în curând, ia își ia zborul spre cer plecând. Îmi va fi goală căsuța mea, când mama dulce n-o voi avea. Îmi va fi goală căsuța mea, când mama dulce n-o voi avea. Domnul să binecuvinteze toate mamele din adunare, care sunt aici, care nu sunt aici. Aș vrea acum să facem și colecta în timpul unei cântări. Colecta din dimineața aceasta este destinată celor care au avut de suferit de pe urma vântului, care a fost în urmă cu ceva timp. Așa că toți cei care aveți pe inimă să dăruiți, dăruiți cu voie bună. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să cântăm cu toții cântarea Ce multe doresc eu, Iisuse, o vino în inima mea. După cântarea aceasta, fratele Joldeș va continua. Ce multe doresc eu, Iisuse, o vino în inima mea, când grija lumii mă apasă, la tine găsesc liniștea, fericit eu voi.
Vom citi din 1 Timotei, capitolul 4, și vom începe de la versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. De la versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia bine seama la citire, la îndemnare și la învățătură pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei care te ascultă. Amin. Peste cuvântul tău și astăzi, chemăm puterea Duhului tău, Duhul care a inspirat acest cuvânt, să fie și Duhul care luminează mintea noastră, care luminează inimile noastre. Lasă înțelepciune de sus, pricepere duhovnicească pentru fiecare din inimile noastre, și în numele Domnului Iisus te rog, orice împotrivire nedreaptă, orice încercare a vrășmașului de a ne abate gândirea și înțelegerea noastră de la adevărul vieții și mântuirii noastre, fă să fie oprit prin puterea Duhului Tău. Iisuse, Tu ai murit și ești Mântuitorul nostru ca să ne izbăvești de păcat, ca să ne dai iertare, dar și să aduci mântuire deplină și eliberare de orice drept a vrășmașului câștigat peste noi și inimile noastre. Eliberarea ta o proclam și astăzi peste inimile noastre în numele Domnului Iisus. Fă ca fiecare suflet să se simte eliberat astăzi în casa ta de orice povară lumească, de orice povară păcatului, de orice apăsare, și dorim să trăim ca în prezența ta, cu pacea care izvorăște din Duhul tău, cu dragostea care izvorăște din tine și cu înțelepciune de sus și pricepere domnicească. Amin. Ocupăm loc.
V-am mai vorbit din textul acesta, nu repet mesajul, aparent, dacă e același text, ar fi același mesaj, dar cu toții știm că atunci când citim Biblia, e total diferit de a citi o carte oarecare, o poveste, o scriere literară. Aici găsim lucruri tot mai adânci și mai adânci despre viața noastră, despre relația cu Dumnezeu. Așa că vom continua și astăzi să adâncim aceste lucruri descrise în Scriptură pentru viața și mântuirea noastră. Pe lângă cele obișnuite în fiecare zi, în întâlnire, astăzi este adus la binecuvântare și Amos Samuel, familia Criste, au fost binecuvântați cu un băiat. Pare a fi o mândrie a soților că au băiat. Și o desumflare a lor, colo când sunt mai mari și băieții sunt pasivi și se duc și nu mai știu de casă. Ce bine ar fi fost să fie o fată. Domnul știe ce trebuie și v-a dat exact ce trebuie pentru voi și astăzi, dacă ați venit în casa Domnului, vom cere împreună cu întreaga adunare binecuvântare peste Amos Samuel și înțelepciune și putere peste voi ca să-L puteți învăța lucrurile privitoare la mântuire și viață veșnică. Binecuvântăm cu această ocazie rudele, părinții care au binevoit să participe și să fie alături de voi la acest eveniment important. S-a născut cineva în familie. E o continuitate, este viață. Și aici trebuie să punem cu smerenie, singurul care controlează viața și dă viața este Dumnezeu, de aceea și binecuvântat să fie în veci. Amin. Astăzi, dintre mai multe aspecte care sunt în textul acesta, aș vrea să vedem că ni se spune la versetul 11 de către Apostolul Pavel, adresându-se copilului său în credință, slujitorului lui Dumnezeu, mai tânăr, poruncește și învață aceste lucruri. Nu prea place, mai ales în vremurile de astăzi, când auzi porunci, poruncește. Nu place, nu plac oamenilor poruncile, nici legile nu le prea plac. Și de aceea astăzi prefer să nu prea fiu popular când voi vorbi despre porunci. Dar scrie în Scriptură și spune că toate cuvintele din Scriptură sunt de folos, așa spune lui Timotei Pavel, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, în vederea sfințirii vieții și pregătirii pentru viață veșnică. Dacă ne gândim la final că Domnul vrea și viață veșnică, încep să capete sens profund toate cuvintele și poruncile. Nu uităm că noi când discutăm de biserică și religie, cel mai clar lucru la toată lumea este că sunt 10 porunci. Nu? Toată lumea știe că 10 porunci. Unii spune, eu nu mă interesează prea mult cu biserică, eu sunt creștin, eu țin cele 10 porunci. L-aș băga la borcan pentru conservare în posterioritate, că le ține. Dar un lucru clar este că poruncile în Biblie, poruncile aparțin lui Dumnezeu. Poruncile sunt niște reguli pe care le spune Dumnezeu că trebuie respectate. Însă aș vrea să vedem că este ceva diferit în porunca din Scriptură, porunca lui Dumnezeu, de poruncile oamenilor. Vorbește Dumnezeu care știe toate lucrurile și de aceea când poruncește, stabilește o regulă de care dacă nu ții cont, va fi rău de tine și viața ta.
Poruncile din Scriptură au sensul acesta. Protecția vieții tale, protecție în relațiile tale, în familie, protecție în biserică, protecție în societate. Dacă nu respecti cele 10 porunci, va fi rău de tine. Nu-ți va merge bine. Răul te invadează pe tine și din tine se răstrânge la cei din jur. De aceea trebuie să privim poruncile ca aceste reguli de viață, de viața normală, de viața reală. Și în sensul acesta, Dumnezeu care știe toate lucrurile, prin Scriptură ne spune că a ales pentru noi să folosească cuvântul acesta poruncă. 10 porunci. Găsim aici în text, poruncește aceste lucruri și aș vrea să vedem că Apostolul Pavel, adresându-se lui Timotei, el vine și nuanțează lucrurile și la un moment dat el vine și spune că îl roagă, te rog, versetul 3, 1 cu 3, după cum te-am rugat. În relațiile noastre avem deci raporturi de colaborare, așa, și cel mai normal lucru între noi este să ne respectăm unii pe alții și de aceea nu începem, ascultă soția mea, poruncesc să faci asta. În relații, spune, eu te-am rugat. Și una dintre formele foarte importante în relații este să știi, te rog. Știți ce înseamnă te rog? Nu ești obligat. Nimeni nu este obligat să facă ce vrei tu. Oare ți-e clar lucrul ăsta? Pare simplu ce spun, nu? Banal. Dar în practică ți-e clar că nu e obligată soția să facă ce vrei tu, nu e obligat soțul să facă, păstorul, prietenul tău, primarul, președintele, nu e obligat. Nici măcar Dumnezeu nu e obligat să facă ce vrei tu. Dar nouă, Biblia ne spune că cel mai mare păcat al nostru este mândria. Adică noi suntem cineva și ni se cuvine să ni se facă. Dă-mi, fă-mi, toate ni se cuvin. Și ni se cuvine Dumnezeu, indiferent de cum trăim noi, ni se cuvine să ni se facă toate lucrurile bine. Și dacă cumva vreodată mă îmbolnăvesc sau nu primesc ce vreau, foarte supărat sunt pe Dumnezeu, de ce nu face ce vreau eu? Nu știu dacă ați văzut că lumea de astăzi este plină de supărăcioși, care vor să li se facă ceva și nu li se face. Și sunt nemulțumiți. Semnul ăsta este, găsești o sumedenie de oameni nemulțumiți. Sunt și aici prin adunare astăzi nemulțumiți? A? Auzi că sunt mulți. Deci vedem realitatea din jurul nostru. Când ne uităm la realitatea din jurul nostru, iată, vedem aceste nemulțumiri. Dragii mei, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că relațiile noastre datorăm respect și dacă vrem să primim ceva de la cei din jurul nostru, trebuie să le primim pe calea respectului. Respectului. Diana, împreună cu soțul tău, sunteți chemați să educați pe cineva. Ce să le faci, ce să-i facem noi? Noi dăm lăptic, noi dăm mâncare bună, lucrăm să-i aducem toate, cumpărăm haine, Adidas și toate astea pentru corpul lui. Și dacă nu grijește cineva de ce ai lui să aibă cele trebuincioase, zice, mai rău ca păgânii. Trebuie să o faceți. Dar un prim lucru pe care trebuie să-l faceți pentru copilul vostru, să-l învățați să respecte. Să vă respecte pe voi prima dată. Primii pe care v-a învățat să-i respecte sunt părinții. Și Dumnezeu, în sensul respectului, are în cele 10 porunci o poruncă de bază. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești. De aceea,
Multe lucruri veți face voi pentru copilul vostru, dar trebuie să-l învățați să respecte. Și asta să o faceți cu atât mai mult cu cât astăzi trăim într-o lume în care și-a pierdut respectul. Și aș vrea să vedeți ceva tragic. Tragic. Civilizația europeană, transferată apoi în America, prin prigoanele din Europa împotriva creștinilor protestanți, a făcut o America de vârf. Și când lucrurile au fost, din punct de vedere omenesc, omenesc, nu dumnezeiesc, la vârf, avem autostrăzi, case bune, mâncare, hrană, încât din statistici se spune că dacă ce se aruncă în stările civilizate la gunoi ai da în Africa, n-ar mai muri nimeni de foame. Și cu toate acestea, partea fost creștină a lumii este partea în care a dispărut respectul reciproc față de cineva. Ați băgat de seamă când vin pe la noi chinezii, când vin japonezii, când vin indienii, care noi zicem că sunt într-o subcultură. Ei sunt undeva unde zicem noi, așa am fost și noi acum 200 de ani. Ați văzut cum vin aici și înainte de toate, ce înseamnă asta? Un semn de respect. Cu cât se civilizează omul, îi dispare respectul, îi se cuvin. Și când este într-o condiție mai precare, sărac, lipsit, el știe că depinde de coaja de pâine, de altul, depinde de haină, depinde de... și de respect. De aceea, dragii mei, Domnul să vă ajute să învățați copilul vostru să respecte. Cum? Învățându-l să vă respecte pe voi. Eu vă recomand să nu-i permite să vă zică cum vrea ea, cum vrea el. Tu nu ești pentru el Diana. La unii am văzut că îi zice Diana. Nelu. E tata și e mama. Tata și mama este un cuvânt de mare respect în lumea asta. Istoria civilizației și istoria biblică spune că Dumnezeu a făcut pe om, l-a pus în grădină, și-a făcut să aibă copii, Eva și Adam, și așa a fost un tată și a fost o mamă. Noi astăzi suntem la un declin al civilizației, asta post-creștină, în care se vreau legi, în care să dispară cuvântul tată și mamă. Ați citit prin ziare, ați ascultat veștile astea. Nu se mai vrea să fie tată și mamă. Se vrea copiii făcuți la borcan. Să nu mai știi cine e tata, cine e mamă. Dragii mei, trebuie să învățați copilul vostru că indiferent ce va avea diavolul și ce structuri sociale va folosi și care va fi mersul lumii, să-l învățați să vă respecte. Să vă zică exact cum trebuie. Tată și mamă. N-au decât o singură mamă și un singur tată. Dumnezeu să vă ajute la acestea. Dragii mei, ceilalți, vă rog să grijiți și să vă și rugați. Doamne, ferește omenirea în care trăim astăzi de dezastrul acesta de a dispărea esența familiei, de a dispărea mama și tata. De a dispărea mama și tata. Cum adică asta? Pare, la mintea noastră, dacă stai să judeci, nu-ți vine să crezi că se poate întâmpla așa ceva. Și că eu trebuie să vorbesc despre așa ceva. Asta e realitatea. Pentru că întrebarea finală a Domnului Iisus este: va mai găsi Fiul omului credință când va veni pe pământ? Va mai găsi normalitate? Va mai găsi lucrurile cum le-a gânduit Dumnezeu? La venirea Domnului Iisus, care iată se pregătește vertiginos, nu va fi normalitate. Nu mai va fi normalitate și prima anormalitate va fi familia. El a înființat-o, apoi va dispare tată, mama, asta e lupta, va dispare soț, soție, va dispare femeie, bărbat. Astăzi este ceva curios. Oameni amendați în Anglia pentru că la cineva care a vrut să fie femeie, i-a zis totuși pe numele de bărbat. Anormal. Dispare aceste noțiuni normale, demonstrate istoric, stabilite de Dumnezeu și care duce la lipsa aceasta a respectului față de tot ceea ce este normal. Apoi, trebuie să învățați să respecte pe cine? Pe bunica, buna,
bunul sau bunica și bunicul, dar stabiliți-le un nume. Nu babalăcu, nu chelu, nu știu cine. Toate epitetele sunt o dovadă de sfintare a respectului, de pierderea respectului. Și uitați-vă, aici avem a face cu un apostol, Pavel, care este, a scris 16 epistole în Noul Testament, ales de Dumnezeu să slujească între neamuri și ales să aibă o poziție în relația cu Dumnezeu și în relația cu bisericile și să transmită o învățătură sănătoasă. Și Pavel putea să spună, ascultă-mă copile, ascultă-mă copile, tu uite ce să faci, te rog, te-am rugat. De aceea, soților și soțiilor, eu nu insist degeaba, știu oameni, și unii și de aici, care nu știu să roage frumos soția. Și știu soții care cred că li se cuvine și nu respectă bărbatul. Să nu dispară cuvântul, te rog, dă-mi o cană cu apă, te rog, dă-mi, te rog, ajută-mă, te rog, fă-mi, te rog. Renunță la te rog și vei vedea că e cineva, nevastă. Tu știi ce te-ai chinuit strânsori și numai n-o găse. Tu știi? Ai uitat? Tu știi câți vin la mine că nu se pot însura și n-au cu cine, știi? Și tu ai uitat? Și ești pe linia acum de ifose și de... Că ești cineva, ești boiarul, regele din familie, că ți-e cuvin toate. Nu ți se cuvine nimic, nici la soț, nici la soție, nu ni se cuvine decât rușine, că păcătuim în multe feluri și vorbim ce nu trebuie. Respectă dacă vrei să fii respectat. Respectă dacă vrei să fii respectat. Mă bucur că în adunarea noastră este o dovadă de respect. Majoritatea, excepții sunt când văd că nu-i respect între noi și... Dar văd o lipsă de respect când îți permiți să vorbești de rău pe fratele tău. Când Pavel, același Pavel care scrie lui Timotei, zice fiecare să privească pe aproapele său mai presus de sine. Când îl respecti, îl privești mai presus de tine. Când îți zici, a venit odată cineva departe, nu era de la biserica noastră, și m-a chemat la o consiliere, m-am dus la Cluj, în divorț, după ce se iubiseră, încât au sfidat toate sfaturile părinților. Și între alte discuții îmi spune el că atunci când aveau certuri, el îi spunea, mai găsesc 10 ca tine. Și acum îl durea că ea a hotărât, du-te găseaște-ți. Și nu-i trebuia, că acum a devenit conștient, dar prea târziu. Ea nu mai vrea. Fraților, vă rog să vă respectați soțiile. Soților, respectați-vă. Soțiilor, respectați-vă soților. Fraților și surori, respectați-vă între voi. Opriți clevetire, bârfă, flecării, lucruri de nimic în relații, pentru că asta este dovada lipsei de respect. Lipsei de respect. Uitați-vă câteva lucruri care îi scrie mai... Le rea, interesant că le rea pe astea care distrug respectul, le rea. Apostolul Pavel și folosește așa, uite de pildă, de la 6:3. Dacă cineva dintre oameni învață o învățătură deosebită de asta care vorbim, de poruncile Domnului, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Iisus când ne învață cuvinte sănătoase, alea care trebuie, care dau viață. Învățătura aceea care duce la evlavie, la sfințirea vieții, la normalitatea vieții. Dacă nu faci așa, uitați-vă cum e omul ăla, cum ești tu dacă nu respecti și nu înțelegi ce vrea să spună Domnul. Este plin de mândrie și mândria este, eu sunt cineva. Nu mă ataca pe mine că eu sunt zeu. Asta e mândrie. Mândrie, nu știe nimic. Și rândul trecut v-a spus despre mândria nimicului. Cea mai grozavă parte a vieții mele a fost când știam câte un lucru, două, trei și mi s-a părut ce grozavă, să aveam mândria nimicului. Adolescenților, atenție când aveți mândria nimicului. Așa sunteți de mândri, știți două, trei lucruri, știți tabla mulțirii, știți mai grozav că tu și mai că ta.
Dacă știi integrale, păi de mine, tu ești mai tare ca Newton, care l-a inventat. Ce să mai zic de alții care au progresat mai mult și am mai dat și legile derivatelor. În sensul acesta, dacă tu știi două, trei lucruri, Pavel spune, încă nu știi nimic față de complexitatea realității. Realitatea e mai complexă decât tot ce știu eu și tot ce știi tu și noi toți oamenii la un loc. De aceea e știința care cercetează continuu. Și dacă cineva zice, nu ține cont de astea, e mândrie și dacă e mândru, nu-i respect, n-are respect, are boala cercetărilor fără rost. El e preocupat de alte lucruri, el nu respectă, dar e preocupat de politică. Păi îl interesează cercetarea științifică, el este preocupat de probleme serioase ale omenirii, dar să respecte pe fratele lui, pe sora lui, sau cum spunea fratele aici, să iubească pe aproapele, alea nu, alea e o chestie secundară, n-are. El are cercetări fără rost. Toate cercetările omenirii și cele mai mari descoperiri, în final, vor pieri. Și noi râdem de Aristotel, cel mai mare savant al vremilor, care zicea, gravitația, adică de ce se accelerează pietrele când cad, se datorează faptului că și calul, când vede casa, grăbește pasul. Asta era explicația lui. Ce înseamnă gravitație? Gravitație înseamnă că, uite, dacă eu dau drumul la un măr deasupra capului aceea aproape, te mângâie. Dacă ridic la un metru, te cam lovește. Ești de acord să-i dau acolo drumul la o piatră, de acolo șarim ca fratele. Ești de acord? Te bombăcește bine, nu? O explicație științifică care a fost ridicolă în timp. Ridicolă în timp. Prin urmare, boala cercetărilor fără rost când tu nu faci esența vieții. Esența vieții este ce ne-a spus Iisus că determină caracterul nostru și vom vedea că asta are ca și vârf evlavia. Deci, dacă faci lucrul ăsta și progresezi, se naște pismă, ceartă, clevetire, bănuieli rele, zadarnice ciorovăieli de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Mintea se strică dacă tu nu respecti. Mintea se strică. Lipsiți de adevăr. Deci tu când nu trăiești după adevăr, nu ești realist. Nu ești realist. Și crezi că evlavia este un izvor de câștig. Ce? Atenție! Ferește-te de oamenii aceștia. Ca familie, feriți copilul de mediile în care nu este respect. Nu este respect. Eu am pățit cu copilul meu, în care la un moment dat era apărut într-un mediu, n-am știut atunci, abia mai târziu la seama, în care se întâlneau și grozăvia lor. I-am zis la tata seară, la nimic, când i-am zis eu la mama, o plâns, o izbucnit în lacrimi. Fiecare ce-a reușit el să facă ceva de senzație pentru celălalt. Și a mers din rău în mai rău. Și numai Dumnezeu să fie slăvit că a scăpat prin rugăciune și post de lucrul acesta. De aceea, dragii mei, în mod deosebit aș vrea să vedem că respectul care îl datorăm altora este o condiție de dezvoltare a dragostei noastre duhovnicești. Ia să înscrie în mintea noastră, dă sănătate minții, ia să înscrie în cugetul nostru și dezvoltă un caracter normal. În afara respectului nu există această dezvoltare normală. Iată deci o primă formă în care el spune, te rog. Dar ce te faci? Ce te faci când sunt anumite lucruri care sunt adevărate. Sunt adevărate. Ăla nu le înțelege că sunt adevărate. Crede că tu nu știi adevărul. De exemplu, lumea de astăzi, laică, crede că noi la biserică sunt stricați de cap. Dacă cumva te-ai și de pocăit, numai să lipsești să se ducă la psihiatrie. Dacă cumva insiști să înțelegi ce scrie în Biblie și să faci ce scrie în Biblie, ești taxat bigot, retrograd. Poate și de aici sunt unii care v-ați gândit că dacă vii la biserică, nu mă duc acolo, că acolo ceva se întâmplă. Și sunt fel de nove, de istorisiri din astea, Pavel le spune aici basme și folclor creat în jurul celor ce nu trăiesc în lume. Biserica e un loc unde se întâmplă ceva oribil.
Adică te duci acolo să vezi ce zice Dumnezeu și oamenii zic, acolo se întâmplă ceva oribil. Acolo se întâmplă ceva oribil. Timpul e scurt. Dintre toate acestea, ce să aleg eu să și Gat. Deci trecerea aceasta de la rugăminte spre lucruri care sunt adevărate. Ăla nu le pricepe și tu vrei să le înveți. Și ești tată și ești mamă. Ești pastor la biserică, ești director la fabrică și tu vezi că ceilalți nu înțeleg și fac pe dos. Ce faci? Iată aici apare mai jos versetul 18. Porunca care ți-o dau fiului Timotei. Apare cuvântul poruncă. El care ruga, de data aceasta vine și vine, folosește cuvântul poruncă. Care e sensul? Care e sensul la poruncă? Pavel explică ce înseamnă poruncă în sensul lui la capitolul 6 și versetul 2 la final. Deci învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Când omul poruncește, omul Pavel poruncește, el înțelege, nu că e în locul lui Dumnezeu, el e apostol și apostolul are dreptul. El nu-și abrogă calitatea de apostol, dar nici nu exagerează să spună, eu am dreptul, voi n-aveți dreptul, dar eu am dreptul. El zice așa, când e vorba de lucrurile adevărate pe care Dumnezeu le spune în Scriptură, atunci spune-le apăsat. Deosebește-le și spune-le apăsat. M-am aflat și eu în situație în care, ca și pastor, am chemat frați, am discutat și am povestit simplu. Te rog, soră, te rog, frate, uite cum e bine. L-am chemat odată, l-am chemat de două ori, l-am chemat de a treia oară. Și a treia oară m-am silit să spun, apăsat! Există lucruri la care trebuie să fii ferm. Să poruncești în sensul de a spune apăsat. Când poruncim, când spunem apărat, apăsat, atenție, nu cumva să-ți treacă prin minte că tu ești în locul lui Dumnezeu. Ce spui apăsat, trebuie să fii sigur că e adevărat. Și de unde să știu că e adevărat? Dumnezeu a spus în Scriptură. Dacă Scriptură zice nu minți, păi nu negociem. Auzi, fiuțul meu, nu minți, te rog eu frumos. Așa câteodată când vezi tu că dacă ai minți, scap și 9 în loc de 4. Nu! A minți în orice privință totdeauna este rău. Spune-i apăsat. Și dacă copilul tău n-a respectat regula și regulile adevărului din Scriptură și a realității, atunci fii persoana de model. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei aici, dă-te pe tine însuși pildă. Fii o pildă în care ești ferm cu ceea ce e adevărat. Dragii mei, cu adevărul noi trebuie să fim fermi. Trăim în jurul nostru, în familie și oameni și societate, oameni care nu sunt fermi cu adevărul. Suntem învățați, așa cum am văzut cu familia, că totul este relativ. Adevărul nu e absolut. Și ca atare eu n-am dreptul să spun ție, mă, asta nu-i bine. Vine nepoata mea de la școală, se jucau cu cineva acolo, și o fetiță îi spune ei, nu-i bine ce faci. Și Sonia spune, n-ai voie să spui că învățătoarea la școală ne-a spus, mie nu-mi place. Simțiți nuanța? Poți face ce vrei, dacă îți place. Binele, adevărul, lucrurile care în Scriptură sunt porunci, care privesc normalul vieții, tale și a relațiilor tale și a societății în care trăiești, binele acesta nu e absolut. Plăcerea e absolută. Îmi place. Păi, dragii mei, n-am băut o travă, dar se zice că o travă e dulce.
Că dacă fi amară, n-ai beau. Dragii mei, adevărul e adevăr. Și când e vorba de adevăr, ce să faci cu copilul tău? Spune apăsat și urmărește lucrul acesta. Pavel, la copilul lui spiritual, Timotei, zice, acum te-am rugat, te rugăm, e ok, te respect, tu știi că te respect. Nu discutăm de faptul că eu acum peste tine mă fac șef. Nu mă fac șef peste tine. Dar există adevărul care e șef peste mine și peste tine. Există Dumnezeu care a stabilit ce e adevărat și ce e drept și n-a vorbit decât ceea ce e drept și adevărat. Și Dumnezeu și adevărul este șef peste mine, Apostolul Pavel, și peste tine, Timotei. Și de aceea, ce a spus Dumnezeu și ce e adevărat, îți spun apăsat. Vei ști să spui apăsat? Roagă-te să știi ce să spui apăsat. Și respectă, folosește respectul, dar să știi să spui și apăsat lucrurile care sunt de spus cu apăsat. Aici avem tineri mai mari, majori. Unii aveți 18 ani. Unii aveți 18 ani. Am voie să vă spun ceva apăsat? Ce ziceți? Îmi dați voie să spun ceva apăsat? Trebuie eu să zic, vă rog frumos, îmi permiteți să vă spun ceva apăsat. Da? Așa trebuie. Când e vorba de adevăr, zice, spune apăsat. Tinerilor, nu vă jucați cu tinerețea voastră. Vă spun apăsat. Fiți foarte, foarte atenți. Există lucruri în Scriptură care spune că-s păcatele tinereții. Și este și o rugăciune, ferește-mă, Doamne, de păcatele tinereții. Nu vă jucați cu tinerețea voastră, nu vă jucați cu relațiile voastre, nu vă jucați cu imaginile vizuale pe calculator, nu vă jucați cu filme murdare, nu vă jucați cu răul, că răul vă distruge duhul, adică cugetul, conștiința, și vă distruge mintea, logica, ca să gândiți lucrurile. Veți găsi că bine fac aia care fac păcatul. Păcatul distruge conștiința, o adorme, și păcatul distruge mintea, logica. Fără adevăr, mintea nu mai poate judeca bine. Vă spun apăsat lucrurile acestea. Feriți-vă de orice se pare rău, spune Scriptura, și Domnul să vă ajute. Eu vă chem aici. La asta să știți că vă poruncesc. De ce? Spune Scriptura că Pavel, am rânduit lucrurile care trebuie să rânduite în biserică, trebuie să fie ordine. Dumnezeu, Dumnezeu rânduiele ca în toate bisericile sfinților. Și dacă am rânduit să fie niște lucruri așa, nu întâmplător, vine frații la ordine să placeze pe cineva și nu, să-l aducă în față, nu-l poate, și voi stați dita mai ascunși pe culul printre. De ce? Unii mai bărfesc și spune că mai aveți și calculatoare din astea moderne, lice telefoane, și mă va uita spre ele. Dragii mei, și eu mă uit la ceva urgent, mă uit și ele acum pe program. Dar telefonul, dacă devine stăpânul tău, cum este la ora actuală marele pericol al societății civilizate, e foarte mare probleme. De aceea vă spun apăsat. Fără telefon folosit pentru joc, pentru nu știu ce la biserică, încât luați din cele 20-30 de linii care ies afară semnalul de la camera video, nu mai pot ieși că umblați voi cu telefonul. Vă spun apăsat! Opriți telefonul la biserică! Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Știți că dacă faceți altfel, nu sunteți prețuiți? Măi, săraci de... Săraci de... Învățați de acasă lucrurile astea. Părinți dragi, m-ați auzit pe mine aici? Nu vă vine să plângeți că asta trebuie să le spuneți voi? Nu vă vine să plângeți că nu mai aveți cuvânt în fața lor? Nu știu, i-ați respectat, nu i-ați respectat, le-ați permis să nu vă respecte. Să... Și acum, duceți să vă asculte și nu vă ascultă și vă întorc spatele. Acum mai aveți un singur lucru. Doamne, te rog fierbinte, dă-i minte la fata mea și la băiatul meu. Doamne, te rog fierbinte, iartă-mă că nu mi-am făcut datoria. Iartă-mă și pune mintea lui ce trebuie. Pune genunchiul jos, luați zile de post și rugați-vă, Doamne, nu lăsați să se piardă
copiii mei, copiii mei. Deci Pavel vine și spune apăsat aceste lucruri. Să înveți să spui apăsat adevărul. Cu adevărul nu-i glumă. Dacă adevărul glumești cu el, e ca și cu uraniu, ca și cu elementele radioactive. Dacă iei o bulgăre de uraniu și e scump și zici, bă, dacă am pumnul ăsta, e bogat, îl iei acest și îl bagi la buzunar și te duci tu să-l valorifici. Pe când te-ai dus, locul pe unde a atins face cancer și viața e foarte scurtă. La mine în zona Munților Apuseni, mulți săteni de-a mea au lucrat la Aștei, la mine aceasta, zis de, care de fapt era uraniu pentru ruși, și dintre sătenii mei, jumătate din cei ce au lucrat acolo la înăuntru, au murit sub 45 de ani. Sub 45 de ani. Nu te joci cu păcatul, nu te joci cu minciuna. Te radiază și te distruge. Și vei vedea că dacă n-ai făcut așa, intri într-o căsnicie și pe la 35-40 de ani nu mai merge relația, distrugere. Tu ce credeai că știi și ești grozav și ești mândru de ce știi tu, ți-ai construit propria distrugere. De aceea vă poruncesc tinerilor, nu vă jucați cu păcatul. Nu vă jucați. Spre fericirea voastră și a familiilor care le veți întemeia. Domnul să vă ajute la aceasta. Iar cât privește pe voi, Domnul să vă ajute, pentru asta ne rugăm, să știți cultiva respectul în familie și să știți să porunciți lucrurile cele drepte și adevărate. Când ceva nu merge bine, nu uitați, Dumnezeu a pregătit pentru noi, prin Duhul Sfânt, ajutorul potrivit, slăvit să fie Domnul. Amin. O mai continua pe tema aceasta, dar să nu credeți că vă repet. E din același text, aceeași scriptură, caut să nu repet anumite lucruri ca să nu împovărez lucrurile care le știți, se pare că nu ești prea atent. Sunt întotdeauna lucruri noi în scriptură și căutăm cu orice preț să ne sensibilizăm în privința aceasta ca să respectăm tot cuvântul adevărului, nu doar părți din el. Asta este rolul nostru ca biserică. Biserica vie actualizează mereu înțelesul Scripturii, îl face proaspăt, așa încât să-l poți trăi și să poți beneficia de creștere spirituală. Ar fi trebuit astăzi, da, așa a fost, să arăt că vârful respectului și spunerea apăsate este să urmărește evlavia, comportamentul evlavios, dar asta mai faceți un prunc și odată vorbim despre lecția aceea sau alții grăbiți-vă să o luați înaintea lui și vom face și lecția aceasta despre evlavie. Acum, potrivit cu învățătura Scripturii, Numeri capitolul 6, de la versetul 23, ne ridicăm în picioare. Fratele Cristi, deci în Numeri capitolul 6 este un loc în Scriptură în care Domnul ne învață, deci nu este o chestiune a bisericii sau... Și v-am zis că în ce privește biserica, cultivăm ceea ce ne spune Dumnezeu în Scriptură și numai în Scriptură și știm că ce a spus Dumnezeu în Scriptură nu este greșit. Contează cum gândește Dumnezeu. Asta este esența, restul sunt detalii nesemnificative. Iată ce spune aici. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, respectiv pe copiii bisericii, și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Amos, Samuel, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Amos, Samuel, amin. Amin. Domnul să-ți înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Amos, Samuel, amin. Astfel se pune numele meu peste copiii lui Israel și eu, spune Domnul, eu, Domnul, îi voi binecuvânta. Amin.
Amin. Ne rugăm cu întreaga biserică pentru binecuvântarea lui Amos Samuel și a familiei lor și apoi împreună cu fratele Cristi. Da, Doamne, stăm înaintea Ta și mulțumim pentru Amos Samuel. Ești Domnul și Dătătorul vieților noastre, care în toate împrejurările îți arăți gloria și prin viață și prin binecuvântarea vieții. De aceea îți mulțumim și binecuvântăm numele Tău. Ne glorificăm pentru El și nașterea Lui și pentru viața Lui. Și da, Doamne, Te rugăm să lași binecuvântarea Ta peste Amos, peste Samuel, binecuvântat să fie și binecuvântat să fie numele Tău. Înaintea Ta venim, Doamne, și în aceste împrejurări și peste familia lor. Ca să-i ocrotești și să-i păzești. Pun pe cetea jertfei Tale și a Duhului Sfânt peste inima lor și peste viața lor. Da, binecuvintează și păstrează în harul Tău. Glorie Ție pentru toate acestea. Amin. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru îndurarea Ta. Mulțumim că în mijlocul nostru vedem încă o dată că viața se arată. Mulțumim că copilul acesta a fost născut și a venit de la Tine, mulțumim pentru lucrul acesta. Te rog frumos să binecuvintezi familia lui, binecuvintează mama, binecuvintează-l tata, ajută, Doamne Dumnezeule, și lasă Duhul Sfânt și cercetarea Ta peste ei în continuare. Ai milă, Doamne, de acest copilaș, te rog să-i păzești trupul întreg, să-i dai sănătate în continuare și harul și îndurarea Ta să fie peste el. Mă rog, Doamne Dumnezeule, la vremea potrivită să facă un legământ cu Tine, să se împace cu Tine și să trăiască pentru Tine și slava Ta. Doamne Dumnezeule, dă familiei acesteia înțelepciune ca să crească acest copil spre slava Ta. Și oricât de întunecate vor fi vremurile, Doamne Dumnezeule, oricât de întuneric va fi, Doamne, acest copil să strălucească pentru slava, gloria și onoarea numelui Tău. Lasă îndurarea Ta peste ei, peste casa lor și Duhul Tău cel Sfânt, puterea Ta și cuvântul Tău să fie peste ei și peste noi toți. Amin. Râul binecuvântării peste ei ați revarsă, acum când plecați te rugăm, când inima-i deschisă, de asemenea, după cuvântul Tău, aducem cererile noastre înaintea Ta. Tu ne-ai învățat să cerem, să căutăm, să batem și făgăduința Ta este că vei răspunde și vei fi cu noi și vei rezolva problemele și cauzele noastre. De aceea venim pentru Ioan, pentru Raul și pentru Paul și pentru mântuirea sufletelor lor. Lucrează, te rog, la mântuirea lor. Întoarce-le inima de la calea pierzării, la adevăr, la sfințire, la mântuire. Și te rugăm pentru Traian și Regina și Dumitru și Vasile ca mâna Ta binecuvântată să fie peste viața lor pentru mântuire, pentru păstrare în har și vindecarea trupului de rănile și bolile trupești. În numele Domnului Iisus, pentru Petruța din Pitrești te rugăm ca să aduci rezolvare pentru problemele grele prin care trece și de asemenea pentru Veronica te rugăm să aduci
putere și înțelepciune ca să poată trece examenele pe care trebuie să le ia. Binecuvintează și dă această deprindere a minții ca să înțeleagă cauza pe care o are și problemele cu care se confruntă. În mod deosebit, te rugăm și pentru o mamă care, iată, dorește vindecare. Atinge, Doamne, în boala și suferința ei, atinge și mama lui Rodica, te rog să o binecuvintezi. Acum ne rugăm pentru toți cei care așteaptă astăzi de la tine mâna binecuvântată vindecătoare. Cu mâna ta de medic suprem, Doamne Iisuse, atinge fiecare rană care este în poporul tău, rană trupească și rană sufletească sau rană în duhul, orice fel de apăsare, orice drept câștigat de vrăjmașul, l-aducem la tine, Iisuse, care ai murit pentru noi și păcatele noastre și mulțumim că sângele tău aduce și iertare, și eliberare, și curățire de orice fel de păcat. Pentru toate păcatele care au fost săvârșite și care astăzi sunt aduse înaintea ta prin mărturisire, Doamne, adu iertarea ta, eliberarea ta, curățirea ta și sfințirea ta. Astăzi ne rugăm pentru sufletele nemântuite care sunt în casa aceasta, care stau departe de tine și sunt în pasivitate. Doamne, Tu te-ai îndurat și de noi toți, așa eram și noi odinioară. În bunătatea ta atinge și inimile lor și viețile lor cu adevărul tău, cu Duhul tău și cu chemarea cerească la viață și mântuire și viață veșnică. Nu lăsa ca niciunul să stea nepăsător, să stea pasiv față de mântuirea mare care ne oferi prin Domnul Iisus. Întreaga adunare aduc înaintea ta să binecuvântezi familiile noastre, așa cum te-a rugat de data aceasta pentru familia Cristei, te rugăm, binecuvintează toate familiile noastre, binecuvintează tinerii noștri cu înțelepciune și cu supunere și ascultare, binecuvintează copiii noștri și pe cei care se ocupă de educarea lor, dă înțelepciune părinților cum să se poarte în casa lor să fie o pildă și binecuvintează casele noastre cu înțelepciune în relații și binecuvintează cu dragostea ta care se dezvoltă relațiile armonios cu pace și binecuvântarea ta. În numele Domnului Iisus cerem toate aceste lucruri și îți mulțumim și te lăudăm, glorie ție. Amin. Ocupați locul. Aseară se spunea că în casa Domnului întâlnirile nu sunt totdeauna lineare și nici nu trebuie să fie lineare. Totdeauna la același ceas, la același minut se întâmplă același lucru. Diversificarea a fost astăzi prin Amos Samuel, Domnul fie slăvit, și mă bucur pentru mamele care aleg, care au ales să se sacrifice și felul acesta să fie în cooperare cu Dătătorul vieții și să aducă ființe umane în viață. Vă binecuvântăm pe toți, în mod special familia voastră și rudele voastre. Vă așteptăm la adunare și cu alte ocazii. E important Amos Samuel, dar Domnul zice că sufletul fiecăruia așa e important, că dacă se pierde sufletul, e mai mult decât toată lumea aceasta. Ca și lumea întreagă nu valorează cât un suflet omenesc. De aceea nu neglijați sufletele voastre. E ușor să fii nepăsător, pasiv și pierzi lucrurile acestea prin evenimente nesemnificative. Mare lucru nu faci, dar pierzi timpul. Nu pierdeți timpul pentru mântuirea voastră, vă invităm și în casa Domnului, dacă locul acesta se potrivește să înțelegeți Evanghelia. Biserica bună este locul unde înțelegi Evanghelia. Nu dau doi bani pe religie. De ce? Plină de sfaturi omenești și pericol și biserica să fie religioasă, nu credincioasă Domnului. Scriptura spune credincioșie față de Dumnezeu. Bine, rob bun și credincios, nu religios. Poți fi religios și erau cărturarii și farisei și Domnul zice, vai de voi, că dacă credința voastră și neprihănirea noastră nu întrece a cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu intrați în împărăția lui Dumnezeu. Poți fi religios, nemântuit. Dar credincios lui Dumnezeu și nemântuit nu există. Domnul să vă ajute să fiți credincioși în tot ce ține adevărul, ce ține realitatea vieții noastre spirituale. Amin. Ne întâlnim după masă de la orele 18 până atunci, pacea Domnului să rămână cu voi. Amin.